Vă salut, dragi prieteni, bine ați venit pe canalul nostru de dresaj sau pe canalul nostru special dedicat proiectului Doctors, unde, alături de tovarășul nostru mai nou numit Carlos, suntem la a doua ședință de dresaj în care, implementând clickerul, începem asocieri specifice bazate pe condiționare operantă, pentru că acest câine va fi un reprezentant extraordinar al proiectului nostru Doctors, un câine foarte deștept, dar care are nevoie să învețe lucruri noi. Astăzi veți vedea, vom începe cu niște mici și nevinovate asocieri între sunetul clickerului și urcarea lui cu picioarele pe, dacă vedeți voi acolo, un postament care este cu un pic de cauciuc pe el. Am improvizat ceva, voi acasă acolo puteți să faceți același lucru. Când inițiați, inspirați de acest clip, inițiați dresajul cu câinele vostru. Este foarte simplu, folosiți sunetul atunci când el atinge cu picioarele obiectul, dar ca să înceapă să se prindă că atingând cu picioarele obiectul, trebuie întâi să treceți printr-o fază așa de inducere a mișcării care îl duce către acel punct. Moment în care dați declanșat sunetul clickerului apăsând acest buton și dați mâncare. E foarte simplu. Haideți să inițiem și sunteți și voi martori la acest moment ca o premieră. Deci câinele este în poziția asta, da? Eu mă mișc, se uită după mine, întâmplător calcă cumva, calcă cumva pe acest obiect. Și apoi iau de aici și dau. Da? Nu vreau să-l momesc, vreau să fie un fel de free shaping, adică câinele întâmplător face o mișcare care îi aduce acest profit, declanșăm sunetul clickerului și îi aduce acest profit, da? Mai facem o dată. Nu e nimic spectaculos, însă este foarte eficient pentru restul construcției. Bravo, bravo. Și iar arunc bucățica. Deocamdată mă mișc în jurul obiectului să-i atrag atenția către acest obiect. Da? Chiar dacă calcă cu un picior, nu e nicio problemă, ușor devin mai pretențios și încep să-l aștept să se urce cu amândouă picioarele. Acum s-a urcat cu amândouă aproape, conștient de faptul că poate primi. Deci caut să fac mișcări care să-i inducă deplasarea și întâmplător deocamdată urcarea pe obiect. Bravo! Sunet, recompensă. Se uită, analizează, vede ce poate face ca acest sunet să vină din nou. Ideea este că nu trebuie să vă grăbiți, trebuie doar să aveți răbdare. Câinele cu siguranță se va prinde, cu condiția să-și dorească acea mâncare foarte, foarte mult. Bravo! Un pic de gestor, pentru că s-a suit cu ambele picioare. Îl surprindem de obicei în felul acesta. Opa! S-a uitat un pic și a zis, băi, e ceva cu chestia asta pe care calc eu și...
Am dat un click pentru că s-a concentrat un pic pe obiectul care declanșează cumva, ca prin magie, sunetul clickerului. Deci exact cum vă spuneam, este foarte simplu. Dați sunetul exact când atinge, pentru început întâmplător, acea suprafață diferită ca textură de asta și un pic diferită ca nivel. Acum, mai mult sau mai puțin întâmplător, el s-a dus și a călcat pe obiect. Îl pot mângâia, dar nu vine mâncarea ceea ce își dorește. Și atunci încearcă el cumva să facă lucrurile să se întâmple, să declanșeze sunetul. Deocamdată procesează informația, nu știe cum naiba se declanșează acel sunet, dar ușor, ușor vede că are legătură cu obiectul ăsta. Se uită, ne mângâiem, ne iubim, dar nu se întâmplă nimic până nu... Ho, ho, ho! Moșgerilă! Un singur click, vreau să-l obișnuiesc cu ideea că un singur click înseamnă ești aproape, ești pe drumul cel bun. Dublu click înseamnă că într-adevăr va primi recompensă. Bravo! Bravo! Dacă mai țineți minte, ședința trecută, adică prima lui ședință din viața lui bazată pe Clicker Training, a fost să asociez numele lui cu sunetul acesta al clickerului, după care a venit mâncarea. Acum izolez un pic situația asta ca să se prindă că e ceva cu călcatul cu picioarele. Ei își construiesc comportamente superstițioase și în mintea lui se creează așa o chestie. Băi, e ceva cu... Ia mă, dacă calc pe ăsta, se aude sunet. Ce tare! Ia mă, ia să mai calc o dată. Ce tare! Și, într-adevăr, sunetul vine și își primește recompensa. Trebuie să avem răbdare până se prinde. Bravo! Ce băiet, ce băiet! Ia uite! Ia uite-te tu ce se primește aici. Da? Ședințele bazate pe clicker nu trebuie să dureze mult. Sunt ședințe în care ei procesează multă informație și obosesc foarte tare. Nu trebuie să-i plictisim, trebuie să ne oprim un pic înainte de a se plictisi, de a se sătura de mâncare. Da? Atunci când le place mai mult, atunci spunem noi, gata, ne oprim. Știți care va fi reacția lor? A, mă, pe bune, așa de repede, când acum era distracția mai mare. Dar, bravo, bravo, ești tare. Dar pentru asta vă veți rezerva o super, super implicare a câinelui în următoarea ședință când veți iniția noi exerciții sau chiar acest exercițiu. În intervalul ăsta de timp se sedimentează până la următoarea ședință impresiile lui față de... De jocul acesta. Jocul acesta din care noi construim comportamente pe care... Bravo! Bravo, băiete, ești tare! Pe care, la un moment dat, în contexte ale proiectului Doctors, de exemplu, el le va face, va bucura copii, va bucura tineri cu nevoi speciale sau va bucura oameni de televiziune care îl vor chema în platouri de televiziune, în live-uri, ca să arate ce știe auditoriului. Deci mai facem un pic, mai are câteva reușite și lăsăm așa. Eu mă mișc, n-am treabă.
am sărit un pic de la porție, dar nu ratez ocazia la un moment dat să mai fac o dată și să-i dau recompensa, pentru că dacă vine sunetul, vine sunetul, vine sunetul și nu vine recompensa, sunetul își pierde valoare. Aveți grijă la chestiunea asta. Clickerul sau sunetul clickerului nu este o recompensă pentru câine. Este un marcator sonor care îi spune sau îi promite efectiv că vine recompensa. Da? Deci nu vă mulțumiți cu dau click și gata, l-am recompensat pe cățel, că nu funcționează așa. Da? Bravo! Cel mai tare din parcare ai fost! Cel mai tare din parcare ai fost! Și tot ce mai am aici îi voi da ca un jackpot final de final de ședință în funcție de cum se mișcă. Bravo, Tur! Ești tare și mare! A, uite-te! Și apoi luați elementul de decor de care vă folosiți și îl puneți deoparte. Îl veți folosi data viitoare când veți dezvolta noi exerciții. Sunt Cătălin Cornea, aveți grijă că pe canalul Doctors sau pe canalul Dresaj Canin Profesional aveți parte de cele mai bune informații și cea mai mare distracție. Nu uitați că puteți să faceți și voi acasă fără niciun fel de probleme. Câinii voștri vor fi la fel de deștepți cum urmează să fie individul din spate, pe nume Carlos. La revedere!